Așa cum vă promiteam la începutul emisiunii, a venit acum momentul dialogurilor dimineții. Doi invitați speciali și o temă de interes. Miercuri după amiază a avut loc la București lansarea unei cărți care tratează un subiect controversat, homosexualitatea. Despre acest subiect vom discuta cu invitații noștri de astăzi, autorii cărții Fața nevăzută a homosexualității. Este vorba despre domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician, dublu licențiat al Universității București și doctor în bioetică. Bună dimineața, bun venit la Universul Credinței. Și domnul Andrei Dârlău, licențiat al Facultății de Relații Economice Internaționale din București, masterant, doctorat. Bună dimineața, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața. Domnule Virgiliu Gheorghe, după mai multe volume pe care le-ați semnat, este vorba despre efectele nocive ale televiziunii asupra minții umane, ale calculatorului, asupra minții copilului, după efectele pornografiei asupra societății noastre. Iată, veniți cu o nouă carte provocatoare, este vorba despre homosexualitate, despre fața nevăzută a homosexualității. Este vorba despre o cercetare științifică care, din ce am citit, am văzut că conține peste 500 de titluri la bibliografie. Care este perspectiva din care ați scris această carte? În primul rând, am plecat de la contactele pe care le-am avut în țară, la conferințele ținute cu tineri care ori ajunseseră homosexuali, să aibă acest comportament, ori erau în pragul alegerii comportamentului homosexual, ori cu părinții acestora. Cei mai mulți m-au rugat să fac ceva pentru a-i ajuta, pentru că celelalte cărți, să spun că au pus într-o altă lumină lucruri sau tehnologii pe care lumea le lua drept de la sine înțeles bune și s-a arătat că sunt nocive într-o anumită măsură. Și pe de altă parte mi s-a cerut frecvent, mai ales când s-a pus problema introducerii în Constituție a căsătoriei între bărbat sau femeie sau a fi scosă precizarea. Atunci am fost solicitat să-mi spun părerea. Asta m-a determinat de-a lungul timpului să încep o cercetare în domeniu. Acest subiect. Și nu mi-a fost ușor, pentru că bibliografia nu este la suprafață, cumva nu se vorbește, este un fel de tabu, un nou tabu în societatea umană, mai ales în societatea modernă, însă am descoperit că există o întreagă literatură foarte bogată, foarte precisă și care mie mi-a dat mult de gândit și cred că oricărui dintre cititori o să-i dea de gândit. Sunt studii publicate în cele mai importante reviste universitare și medicale din Occident, plus că am reprodus foarte multe surse chiar din afirmațiile, din cărțile, din studiile homosexualilor. Sunt statistici foarte multe. Totul este bazat pe știință. Este un nu subiect, există părtinire, nu există... Este un subiect atât de delicat, de sensibil astăzi, încât nu poate fi tratat decât științific și cred că este necesară o dezbatere la nivel academic. Din păcate, se lucrează foarte mult astăzi după ureche, după filme, după interesele noastre personale sau fiecare spune cam ce părere are, însă cred că este important ca noi să reîncepem în societatea românească să abordăm lucrurile într-un mod mai profund. Domnule Drălău, care este perspectiva din care analizați problematica homosexualității? Ce v-ați propus să arătați prin acest volum? În primul rând, cum spunea și Virgil, este vorba de un demers științific. Nu există nici de cum un consens în acest demers pe care îl promovează ideologia homosexualistă, care invocă un așa zis consens științific care ar demonstra caracterul înnăscut al acestui comportament. Studiile științifice arată că nu este vorba de un comportament înnăscut. În cel mai bun caz, putem vorbi despre o controversă la nivel științific între cei care susțin că este un comportament deviant, care ține de sfera, să spunem, unor tulburări de identitate și de comportament în sfera sexuală și care poate fi remediat printr-o terapie de conversie, psihoterapie, de cei care susțin, și vorba de cercetători științifici din Occident, care pe parcursul mai multor decenii au fundamentat această perspectivă, și, să spunem, deci o controversă cu ceilalți care, de cele mai multe ori, ei înșiși sunt fie activiști homosexuali, fie chiar
homosexualii cercetătorii înșiși și care pledează pentru această teză a naturii înnăscute a acestui comportament. Deci, în cel mai bun caz, e o controversă, dacă nu chiar este vorba despre falsificarea unor studii, eșantioane alese nealeatoriu, deci nerandomizat, și în special pentru a, susține o anumită ideologie. O anumită poziție. Știința, și cu asta închei, deci demersul a fost unul, cum spunea și Virgil, unul de natură științifică. Am vrut să prezentăm o monografie care invocă cercetări, sute de autori care au făcut ani de zile aceste cercetări pe bază de metodologii incontestabile și care sunt pur și simplu trecute sub tăcere. Aș vrea acum, uitându-mă în carte, prefața este scrisă de domnul profesor dr. Pavel Chirilă, care a fost împreună cu dumneavoastră ieri la conferință și la lansarea cărții. V-aș propune atât dumneavoastră cât și telespectatorilor să urmărim un scurt interviu cu domnia sa și continuăm discuția. Fața nevăzută a homosexualității este o carte cu un temei științific foarte bine argumentat. Cred că este o carte scrisă în primul rând pentru homosexuali. Pentru că este o carte care analizează fenomenul acesta din punct de vedere medical, din punct de vedere sociologic, din punct de vedere etic, din punct de vedere psihologic și merită să fie citită pentru a vedea consecințele arătate statistic în această carte, pentru a vedea consecințele acestei practici. Înțeleg că zilele acestea s-a încercat o lansare a cărții și la Universitatea București, la Casa de Cultură a Studenților, și a fost împiedicată lansarea cărții în spațiu universitar. E regretabil lucrul acesta. Eu îl sfătuiesc pe autor să încerce să facă o lansare de carte undeva în dealul Patriarhiei sau în spațiul Facultății de Teologie din București, unde este chiar, este realmente un cadru științific, pentru că merită să fie cunoscută această carte. Dragi prieteni, discutăm cu invitații noștri de astăzi, domnul Virgiliu Gheorghe și domnul Andrei Drlău, pe tema lansării unui volum care a aprins spiritele în București. Un grup de câteva zeci de persoane aparținând comunității gay au încercat să oprească desfășurarea acestui eveniment cultural și științific. Domnilor, am urmărit pe internet, au apărut deja multe imagini cu grupuri de oameni care încercau într-un fel să boicoteze lansarea unei cărți, a unui volum științific. Despre ce a fost vorba? Mă, paradoxal, Universitatea din București susține într-un comunicat că ei susțin dreptul la liberă exprimare, dar nouă ne-a fost refuzat dreptul acesta în contextul academic al aulei universității. Pe urmă am ajuns la Casa de Cultură pentru că organizatorii erau Societatea Studenților din Universitatea din București și au cerut de la Casa de Cultură a Studenților dreptul. L-au primit, au primit, s-au organizat, s-au pus afiș și s-a anunțat. Până în ultima clipă. O seară înainte a fost anunțat că nu se mai poate și pe urmă ca să constatăm că de fapt Ministerul Tineretului a impus a impus refuzul aprobării și în document, colegul meu spune mai bine, se susținea că există niște politici publice în România pe care noi le-am încălcat. Până la urmă ne-am trezit la un hotel din apropiere căci nu puteam să anulăm evenimentul fiind anunțați câteva sute de persoane care trebuiau să fie prezente acolo. În condițiile în care o sumă de oameni amenințaseră pe internet, au venit ca să facă scandal, să întrerupă, să batjocorească și ne-am trezit din poziția de numiți majoritari și agresori într-o minoritate care trebuie protejată de poliție pentru a nu fi abuzată, în condițiile în care n-am vrut să jignim pe nimeni, ci pur și simplu am venit să spunem, să propunem un alt mod de a vedea lucrurile. Și mi se pare că după 25 de ani de la
momentul 1989, când strigam vom muri și vom fi liberi, este, cel puțin în România, de nepermis să ni se refuze dreptul prezenței noastre în universitate. Eu chiar am spus și aseară, am fost din 90 până 93 membru al Senatului Universității, ca reprezentant al Facultății de Fizică din București, și cu totul altceva gândeam atunci și iată unde s-a ajuns acum, ca chiar mediul universitar, mediul academic să ne spună, iertați-ne, dar modul în care gândiți voi nu este potrivit dogmelor pe care noi le susținem. De ce așa presiune? Numele unor clișee și al unor stereotipuri, cum ar fi de pildă homofobia, nu e vorba de homofobie, homofobia este teama de homosexuali. Nu are nimeni nici teamă, nici frică de ei. În numele acestor stereotipuri s-a interpretat abuziv o ordonanță, un act normativ din legislația românească, ordonanța 37 antidiscriminare din 2000, modificată în 2014, care spune că sunt contravenții manifestările ostile, agresive, ofensatoare împotriva unor persoane sau grupări, inclusiv pe criteriul orientării sexuale. N-a fost vorba de nimic de natură ofensatoare, nimic din această carte, nimic din evenimentul de aseară nu a fost ofensator, a fost o dezbatere de idei, pur intelectuală, civilizată, nu a fost niciun fel de gest sau îndemn la ură. În numele acestui clișeu, ni s-a interzis pur și simplu dreptul la libera exprimare, invocând această ordonanță, Ministerul Tineretului, de care ține Casa de Cultură, a interzis casei pur și simplu să ne ofere aula. Deci a fost o interpretare abuzivă a unui act normativ din România. Despre evenimentul care a avut loc în această săptămână vor vorbi colegii mei pe larg la Universul Credinței săptămâna viitoare. Aș vrea acum să formulăm niște concluzii și să revenim la titlul conferinței, Tulburarea identității de gen și viitorul omenirii. Care sunt concluziile noastre, domnule Virgiliu Gheorghe? Sunteți optimist? Optimist nu poți să fii decât într-o anumită perspectivă în care lumea conștientizează că drepturile pe care le solicită, le cer homosexualii, dreptul la căsătorie, dreptul la adopție de copii, vor schimba complet structura mentalității, structura socială, mentalitățile, percepțiile indivizilor din societatea modernă. Adică există o ideologie deja a identității de gen care îi afectează pe copii, s-a aflat sub presiunea unei mass media ce promovează modele androgine, copii lipsiți de părinți, pentru că, iată, numai în Statele Unite sunt 33 de copii care trăiesc fără tată sau fără ambii părinți. 33% din copii. Și în România nu cunosc cifra, cineva spunea că se merg până la 300.000 de copii. Deci copiii care nu au modele parentale, n-au o relație bună cu părinții, sunt foarte expuși la, să spunem, la un comportament deviant, mai ales sub presiunea unor modele deviante ale sociale. Deci asta cred că e principala problemă. A doua problemă este că legalizarea căsătoriilor atrage după sine, deja este un document semnat în Statele Unite, căsătoriile poligame, în sensul de orice combinație, doi bărbați, trei femei, trei bărbați, o femeie, deci nu mai are importanță, lucru care s-a cerut într-un document semnat de 600 de universitari americani. Pe urmă, atrage după sine legalizarea pedofiliei. Iată că în Congresul Statelor Unite și în Senatul Canadei au apărut cercetători ce promovează ideea că pedofilii, de fapt, nu sunt agresori și este o orientare sexuală obișnuită datorată unei formațiuni din creier pe care ar avea o lucru care spunea în urmă cu câteva decenii despre homosexual, s-a dovedit că nu este așa. Nu are nicio importanță. Acum un an de zile, Asociația Americană din Psihiatrie încearcă o declasificare a pedofiliei în sensul că o numește orientare sexuală. Dacă este orientare sexuală și nu mai este patologie, atunci nu mai ai de ce să o sancționezi. Și lucrul acesta se urmărește. A ieșit un scandal foarte mare, astfel că în ediția online a apărut o erată în care spune că a schimbat cuvântul orientare cu altceva ca să nu mai ducă către direcția aceea. A treia problemă și foarte gravă este aceea că familia, rata de divorț va crește fantastic. Se știe că în țările în care s-a legalizat căsătoriile între homosexuali a crescut, a scăzut rata fertilității și a natalității și crește rata divorțului. În sensul că atunci când pui sub umbrela familiei un comportament care nu are nimic comun cu monogamia, după cum înșiși homosexuali recunosc, nu are nimic comun cu fidelitatea sexuală, în sensul de a avea o relație doar cu partenerul tău pe viață, se produce o mutație în mentalități. Această mutație va afecta major modul de contractul
prenunțial, contractul subînțeles realizat între femeie și bărbat la intrarea în căsătorie. Bărbatul va spune să nu ai pretenții de la mine să spui fidel pentru că s-a schimbat legea, s-a schimbat moda. Acesta este un aspect. Alt aspect este fierea de copii. Gândiți-vă că în momentul în care homosexual infiază un copil pe care nu se naște din relația lor, atunci copilul dintr-o dată, tot ceea va ce vă spun... exemple? Nu numai că nu va avea exemple. Am arătat în carte ce se întâmplă cu un copil după studiile realizate până în anii trecuți. Deci sunt efecte de o gravitate extremă care sunt trecute sub tăcere de asociațiile occidentale de sănătate mentală. De multe din asociațiile americane de sănătate mentală. Însă acești copii, copilul va deveni o proprietate a statului. Deci se schimbă mentalitatea privind copilul, nu mai aparține părinților. El poate fi luat de la un grup de părinți, pentru că se susține acum că trei mame sunt mai bune decât un tată și o mamă, în studii, sunt citate. Sunt citate și sunt studiile realizate de homosexuali. Și atunci se pune problema copilul să aibă o sumă de părinți, până la urmă părinții nu mai sunt decât niște gestionari temporari ai creșterii unui copil și apare ideea copilul aparține statului și poate fi insunalizat. Și ultima problemă, sinoptic vorbind, acestor efecte a căsătoriei între homosexuali, va fi, din punctul meu de vedere, din ceea ce se întâmplă în Statele Unite la ora aceasta, în multe state, debutul unei noi prigoane împotriva bisericii. Pentru că biserica va fi obligată să respecte legile statului. Dar ea nu poate să intre, dacă legile o pun să intre în conflict cu propriile sale dogme, și o dogmă fundamentală aceea că bărbatul cu femeia se unesc în fața lui Dumnezeu, nu poți să unești doi bărbați și două femei, în momentul în care o va face, ori va renunța la profesiunea ei de credință, la credința ei, la crezul ei și atunci nu va mai fi biserică, ori dacă nu va renunța, va intra în contradicție cu legile statului și ca urmare va trebui să suporte consecințele. Mai întâi îi se vor lua toate avantajele ce presupune, să zic, o asociație cu interes de interes public. În al doilea rând, preoții vor putea fi scoși în afara legii. O astfel de lege s-a dat în ultimii ani, acum un an jumate, mi se pare, în Danemarca sau Suedia, iertați-mă, în carte am scris, dar memoria în joacă feste, și în care episcopul este obligat să găsească un preot care să asigure, este obligat și să accepte să asigure căsătoria între homosexuali. Deci iată că există o mutație fundamentală, căsătoria n-a fost făcută pentru homosexuali, indiferent cât ar cere, și arată datele statistice că și în țările în care este acordat acest drept, nu se căsătoresc homosexualii. Deci pe noi cred că cel mai important lucru este să înțelegem că există niște drepturi de existență, de manifestare, dar aceste drepturi, cum le mai poți numi atunci când vin peste drepturile tale și te scot pe tine din propriile tale așezăminte care, să zic, că sunt multimilenare? Domnule Drlo, o concluzie înainte de a ne lua rămas bun? Homosexualitatea sau homosexualismul face parte dintr-o ideologie mult mai largă, corectitudinea politică, este o ideologie politică și care are multe aspecte, avortul, feminismul, sunt multe alte componente. Acest război împotriva familiei este dus pe multiple planuri, nu interesează pe ei de fapt familia, ci distrugerea familiei. S-a demonstrat că sunt foarte puțini, de fapt nici nu există monogamie în cuplul homosexual, în medie nu se știe lucrul acesta, în medie iau cam 500 de parteneri într-o viață, ba chiar sunt și cu peste 1000 de parteneri într-o viață, nu putem vorbi de monogamie, și de fidelitate. Și vorbim tot de statistici, tot de studii. Statistici științifice, măsurători. Deci scopul nu este legiferarea pentru ei acestui drept, ci este un atac concertat împotriva familiei tradiționale. Până la urmă, iertați-mă, homosexuali sunt primele victime ale acestei campanii. Și așa cum spunea și domnul doctor Pavel Chirilă, această carte este scrisă în primul rând pentru ei, pentru a le fi... Cu mare durere... Pentru acești oameni care ajung și din ce mai mult tineri ajung în această situație astăzi, cu mare durere am scris-o și nădăjduim să fie de folos celor care sunt cel puțin în punctul de a face această alegere. O lucrare științifică. Domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, trebuie să spunem și dumneavoastră și telespectatorilor că așa cum minoritatea are drepturile ei, majoritatea le are pe ale ei, trebuie doar să păstrăm, balanța și bunul și echilibru. Bunul simț. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Succes în conferințele viitoare, că sunt sigur că veți lansa cartea în mai multe orașe ale țării. Doamne ajută și... Mulțumim.